Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi aici alături de Cristi și de Radu și o să reacționăm la videoclipul lui Vlad Alexandrescu, cel mai cringe copil de pe net. Mai cringe ca mine, nu știam că se poate așa ceva, dar uite că există. Pă bune, nu știam că se poate. Bun, hai, ne uităm. Ei, o, fraților, eu sunt la 5 video-ul de astăzi, voi distruge acest iPhone-ul mamei mele și acest Nokia care deja e... Bă, măcar ai stăpărut bine, dracu. Dar tu vezi că a filmat asta după ce le-a distrus, da. Voi distruge, l-ați distrus. Și după ce le-am distrus deja. Uite cum are, uite cum are efectele făcute pe față, observi? Ești că e mac, ești că e dat cu fond de tempo obraj. Cred că e dat. Uai, savage! Savage, baby! Nu știi, nu știi ce e. Savage, baby! Uai, e penibil de prost omul ăsta. Bă, dacă te uiți la asta, să zici un bapul la măta. Prima oară cum vedeți pe ecranul vostru, dați un like. Să nu ce-mi dureți asta. Și apăsați pe clopoțel. Și trimiteți-mi novada pe Instagram-ul meu, link în descriere și eu. Dați-ne și nouă follow, bă, bune, dați-ne. Să-mi pui Instagram-ul în descriere, follow. Savages! Coaie ele savage! Dar pe cine copiază coaie, că eu știu? Pe Jake Paul în pula mea. Așa mă, coaie, știam că copiază până zi note. A, da, și stați până la sfârșit pentru că s-ar putea să arăt. Coaie, chiar e machiat, coaie! Ori e machiat, ori e foarte, foarte prost la editat. Mai prost decât mine, știu că am găsit așa ceva. Ia! Hai, s-o facem! Pentru că eu... Bine, dădeai, mâncați așa pula ta. Coaie! Are un pistol cu confeti, coaie. Și penibil, coaie! Uite cum dă, coaie! Zici că dă într-un șnițel. Așa face și bunica șnițele. Uite ce ciocan prost, i-a sărit capul ăla. S-a pus capul. Dar vezi, coaie, cum dă așa la mișto. Dă-l în morții lui, vezi? Nu-i coaie, pentru că la mișto să-i lasă-l rupă în două, coaie. Sau să iau o machetă de aia, gen, știi ce zic, de telefon. Uite, coaie, îi dă așa, uite, dă-l în măsa. Bă, Cristi, dar tu te parcă am atins-o acolo în spate, mă? Da. Vă plac jantele? Bă, leleu, bose, de 20! Ce VT-uri, cu aia, n-aveți treabă. Balea de tricicletă, de aia belită. Dar aveam eu la 3 ani în vreau bicicletă. Vreau să-i văd reacțiile lui omul ăsta cu aia. Bă, da, voi v-ați întrebat dacă măsa era plecată când a făcut el asta, de ce nu și-a luat telefonul cu ea? Coaie, da. Pentru că e regizat în pula mea ăla. Tu nu vezi că e un iPhone 5, coaie, nu-l mai folosește. Eram ironic, evident! Cu aia și-am mai văzut o fază, eu n-am văzut niciun videoclip de-a lui Vlad Alexandrescu ăsta, molos, morții lui să-l bată! Niciun videoclip de-a lui n-am văzut, dar am tot văzut reacturi, că mi-apăreau pe newsfeed și m-am tot uitat la reacturile lui. Gen, și toți oamenii au zis, dacă te-ai spart telefonul lui Măta, cum ți-a dat Măta mesaj pe WhatsApp? Și eu chiar aștept un răspuns de la el, cum ți-a dat Măta mesaj pe WhatsApp dacă tu i-ai spart telefonul. Adică și cum era Măta plecată puțin fără telefon. Faci, știi? Înțeleg, poate ei nu-i trebuie, dar cu aia ziua, dar nu mai pleci fără telefon de acasă. Doar dacă ești Ionaș cu și nu-ți merge telefonul. Ok, am terminat cu jocanul. Acum hai să trecem la ceva și mai... Savage. Cu aia, îl dă cu spray. Vezi? Doamne, dar ce-i mai plac băieții lui ăsta. Te turnă mai greu, ce? Omul și-o ia în rău în cură. Coaie, are o șosetă în picior și într-un picior nu. Dă-i în spate, coaie, dă-te în pula mea. Are, într-un picior are o șosetă și într-un... Fii atent. Stai. Fii atent, coaie. Mati! Poliția modei! Vai, pula. Coaie, nu cred. Bravo, ai stil. Tu și cu Marisa, ce mai este așa mică, bravo, îmi place. Am văzut-o la romană pe Marisa asta. Ia, ia, taci. Minune și pistolul ăsta Nerf, un glonț care are două lame în capăt, ca în video, cu cea mai periculoasă armă Nerf din lume. E aici, plin, trebuie să vă uitați, e și mea. Neapărat. Coaie, e un Nerf, coaie, tu știi cât de ușor e un ăla, da, de Nerf? Coaie, da, și a pus niște lame, tu dai seama că nu o să facă nimic lamele alea. Pentru că nu trage. Și oricum e un telefon, ce poate să-l înjunghe niște lame dintr-un căcat de burete? Oricum n-are putere, coaie, ia uite, ia uite, a dat-o, a dat-o el. Uite, în continuare are o șosetă. Da. Băi, dar de ce are o șosetă? Nu știu, coaie. În stângă. Uite, coaie, cât de cringe e. Băi, el vrea, înțelegi? El vrea, dar nu-l duce capul, mă. El nu poate, mă, el gândește până aici, așa, înțelegi? Ce e după e ficțiune. El nu înțelege cum să mănâncă realitatea, știi? Câte ani are ăsta, frate, câte ani are? 14, cred. Are, na. Coaie, de vârstă cu mine, coaie. Se poate, da, să fie de vârstă. Coaie, oricum e... Bă, deci știam că generația asta de copii, unii dintre ei sunt chiar cringe rău de tot. Dar ăsta, bă, ăsta îi trece pe toți, frate, bă, da, pe toți. Sunt savage, baby.
Savage! Bă, deci dacă spunea, dacă avea o chestie, să zică sunt virgin, baby, eu râdeam. Eu râdeam, mă jur. Râdeam asta, o glumă, Caterinca, zic, bă, omul, Caterinca, știți, poate chiar nu era virgin, poate are gagică chestie, știți ce zic? Dar să zică doar așa la mișto, sunt virgin, baby, eu râdeam. Mă jur, bă, așa la, sunt Savage, baby, foarte, îți gripă creierul cu aia, vocea lui. Exact, și am văzut definiția cringe-ului, coaie. Da, mă, am văzut reactul lui Pain, mai devreme, chiar acum 2 ore. Am văzut reactul lui Pain la... Tovarășul meu, Pain, te pup. La videoclipul cu... Miștorul Pain, îmi place. La videoclipul ăla cu BC. La început, m-a vorbit cu voce, ceva în genul ăsta. Și până pe am găsit pe toți! Și zic, coaie, ce ai făcut? Bă, ăsta cred că ea de-aia morfină, de-aia 12 mg injectabilă, știi? Sunt Savage, baby. Sau doar e doar prost. Da, sau probabil e doar prost. De copil. Stă în București? Cred că da. Faci un fan meet? Coaie, dar tu vezi în pula mea cât loc e acolo unde filmează el, câta căsoaia are? Dar asta când, cum iese din casă în pula mea după ce pune astea pe net? Eu nu cred că iese. Eu n-aș avea mă tupă, mă jur, n-aș avea tupă să iese. Nu mă băi, glumă proastă, ce vrea să-i facă numai așa, știi, făceam eu să mor eu dacă nu? Îl băgeam mama în masă. Băi, trăgeam un șurup în el, cu o pormașină și îl lipeam de masă. Sau îl lipeam cu super glue de masă lui mama. Cu spatele în sus, să zic ia. Da, cu o husă ceva gen. Da, cu o husă să nu pară, știi, să nu se vadă. Și măcar nu stăteai 15 minute într-un videoclip să faci asta. Da, și lipeam și filmam când venea mama să-și ia telefonul. Asta era Caterinca. Te duceai dracu la obor, luai o husă de 10 lei, puneai telefonul pe masă, lipeai, puneai ceva pe masă, știi? Da. Coi și când lua râdeai ha ha hi hi hi. Deci gata. Și gata, te înjura mă tacă. Ce pula mea distruge telefonul ăsta așa? Coi, deci fiate, am dat skip la video și așa dă foc la Nokia. În baie aparent. Și el se miră că ia foc telefonul. Dar dă foc la o foaie. Nu, plasticul nu arde, să știți. Nu arde plasticul, pă. Se topește în căcat. Fuck. Așa se aștepta. Băi, dar să ce cât de măcar e vreun flamethrower, bravo. Asta a zis că e făcut în benzină telefonul. Ce căcat a zis? Ne-a zis la război mondial, știi când a venit aia, au patentat flamethrower-ul. Păi, și venea așa și era flacăra până în fundul curții. Eu, mă așteptam să dau foc la telefonul ăsta, să iasă așa o flacă. Să ia foc casa, coaie. Așa o flacă, morții tăi de masochist. Păi dacă ești așa o flacără în pula mea. Eu mă așteptam să facă și o flacără, știi? Să fie așa o flacără savage, no? Baby. Mamă, să fie flacără savage. Să pun acolo thumbnail ăla cu focurile de pe Snapchat. Băi, de aici gândiți-vă, dacă chiar se întâmpla flacăra, el cum reacționa? Dacă era o flacără, un flacără, un foc de altă tabără. Și își punea mare thumbnail, am dat foc la casă. Și el săracu șansă o frânceană. Și un ciorap. Și un ciorap, că da, n-are un ciorap, pentru că și-a dat foc la Nokia și... Prima oară, dar n-a filmat flacăra aia mare, că el de-aia se aștepta, gen a doua oară, că prima oară s-a făcut flauă. A rămas fără benzină și nu... Morții lui. În care din nou era să mor. Yeah, baby, și-o ne mai lui. Era să moară. Eu era să mor. Yeah, baby. Yeah. Era să moară când dă foc la un telefon de plastic. Da, e corect. Bă, ăsta a trebuit să te rupă tot. Nu te crede, a luat foc singură. Cum să ia a luat foc singură. E ca și cum bagi o țigară în gură, o aprins, fumezi din ea și fuck, a luat foc singură. Ce cald e. Călzirea globală e reală. Băi, ca și cum tu ai drumul la calorifer și zici cu aia să încălzește. Băi, după ce că ești crici, mai ești și prost. Vorba aia din popor, după ce că ești prost, Vlad Alexandre, tu mai și semnalizezi. Frate, oprește-te. Nu e ok. Bună, vreau să-ți arăt ceva. Stai mă, ce faci? Ok. Ce faci? Nu te filmezi, vreau să te întreb ceva. Vlad, nu mă filmezi. Nu, închide camera. Vlad, vreau să intru în clasă, Vlad! Oh. Păi intră în morții, mă, te țin eu! Cum a trântit ușa, coaie? Coaie, ce supărat e măsa că fisul nu lasă să intre în casa ei. Coaie. Camera aici că a făcut un câmp de la ce zice. Barieră. Zice, o fi pus de aia, o fi pus vreo bodyguard la intrare și atât, atât se filmează. Bă, dar s-au inversat rolul în familia aia, pe bune, fisul nu-l lasă, nu-l lasă pe măsă, pe bune, da, pe nibii. Nu, vreau doar să te întreb ceva. A zis măsa, în pula mea, închide camera. Nu e deschisă, vreau doar să te întreb ceva. Plânge? Aș plânge în căcat cu așa copil. Și eu. Îmi punea ștrangul de gât, mă, cu așa copil. Păi nu te filmezi, vreau doar să te întreb ceva. Hai bă, odată, intră în casă! Urmă că să intri, ești prost. De ce nu intri? Hai bă! Mă duc acasă și zic, mamă, intră în casă! Ok, și ce? Cred că am așteptat vreo 10 minute de când
E, mă rog, nu știu, ia să vedem mai să uită pe ăla. Dacă pui camera pe vizor, a. Măcar... A plecat, dragă. Nu e aici. S-a suturat, mă, s-a cumpărat o garsonieră. Deci nu știu unde e. Deci nu știu, adică a intrat și după a plecat, habar n-am unde s-a dus, o fi în mașină. Nu știu, dar... Cui, mă, s-a stă în mașină din cauza lui. Se duce în mașină să-l ducă la adopție, dracu, pregătește actele bă, acolo. Vai, bă. Pulă, cât de penibil. Nu vrea să fie filmată, habar n-am. Păi, da, nu cred eu că... Eu nu mi-a costat, mă, s-a de rușine față cui de da, mama, da, frate. Cui, da, tu vezi că pare rău machiat? Da, îi strălucește, îi strălucește da, și că da cu highlight-ul, frate, fără mișto. Vom ști niciodată ce părere are despre acest telefon. Nu vom ști niciodată, n-o să intre dracu niciodată în casă. Ei, gata, stă pe străzi, acum că o filmezi tu. Vreau să-i arăt să văd ce zice, dar e chestia că aparent nu cred că o să se întâmple asta. Eu nu puneam așa ceva de respect față de mama, frate. Dar eu nu făceam așa ceva, adică e penibil. Nu intră măta în casă de penibil ce ești tu. Păi da, exact, eu tot. Adică îți dai seama că măsa realizează cât de penibil e. Și măsa cred măsa după reacțiile ei cu înjurături și cu astea, e clar că măsa nu putea să mai păstreze calmul. Că de câte ori v-au înjurat părinții pe bune, gen doar zic că nu putea să mai păstreze calmul și explodau da, da. Efectiv o luau razna și începeau să înjure și ei, că de obicei nu vorbim niciodată așa. Și e chestia că omul e super super penibil cu aia. Deci, atenție, întrebarea. Vreau să răspundeți toți în comentarii, deci toți abonați-vă, că vreau să vedeți în comentarii. Dacă Pinocchio spune crește nasul acum, minte sau spune adevărul? Jucați-o pe asta. A? Creier? Hai că mi-ai omorât și videoclipul cu glumele astea pe bune. Bun, sper că vă place acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vă dați follow pe Instagram la toți ăștia. Iar ne vom vedea data viitoare. Pa!